invitați și bine ați venit la spectacolul pe care vlăstarele dumneavoastră l-au pregătit pentru această zi sfântă de Crăciun. Un spectacol în care cântecele, dansurile, obiceiurile și datinile populare ne vor aminti cât de profund românește se trăiește aici la noi, în Bucovina. Nu putem începe fără a aminti pe sponsorul acestei manifestări, domnul Mircea Vicol, patron al firmei Valea Uței din Rădăuț și al firmei Mibrod din Bolovăț. Vom urmări pentru început, în interpretarea ansamblului folcloric Mugurelul, următoarele dansuri: Hora de la Sfetăuți, Rața, Trandafirul și Sârba. Coreografia Vasile Cârmaș și Luminița Ungureanu. Să-i urmărim! Yeah.
pe români, cu atât mai mult în aceste zile de sărbătoare. Vă vom lăsa așadar în compania orchestrei condusă de domnul profesor Dumitru Pomohaci, căruia trebuie să-i mulțumim în mod deosebit, căci fără sprijinul dumnealui și fără strădania domnului Constantin Boloca, acest spectacol nu ar fi putut avea loc. Instrumentist va fi pentru început domnișoara Angela Vasilovic.
de pretutindeni o celebrează la aceeași dată, nu poate fi conceput de români fără colinde. Colindele nu vor lipsi nici din programul nostru de astăzi. Elevii, îndrumați de domnul profesor Vasile Cârmaci, ne vor interpreta Inuilin și Arășlin și deschide ușa creștină. Să-i ascultăm! Deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la vița am fost, noi la vița am fost, unde nu cum vreau să nu mai
noi cu nesfârșite noiane de zăpadă, dar sufletul românului e încălzit de cântec și voie bună. Vă vom lăsa din nou în compania orchestrei condusă de domnul Dumitru Pomohaci, solist instrumentist Ionel Picovan. Și fie mai adevărat cu ce cum stă.
Trei pași la dreapta, linișor, și alți trei pași la stânga lor, se prinde mâini și se desprind, se adună în cer și iar se prind și bat pământul tropotind în pas ușor. Ați zicit că urmează din nou ansamblul folcloric Mugurelul, care va interpreta următoarele dansuri. Hora Mare, Labușul, Ciocul și Țărăneasca. Să-i urmărim! Thank you.
copiile merg la horă și-o-i juca și mă duce la horă în sat, interpretate de Cristina Alexei. Thank you.
obținute la festivalurile la care a participat în vara anului 1995, respectiv festivalul de la Horodnic și cel de la Bilca, precum și pentru modul în care ansamblul folcloric Mugurelul ne-a reprezentat comuna și țara în spectacolele din Franța, i se acordă astăzi, din partea domnului Mircea Vicor, patron al firmelor Valea Uței și Mibrod, suma de 300.000 de lei. Să-i mulțumim și să-l aplaudăm! Trec ieri după ieri și zăpesc ar peste suflet, ne trecem și noi, dar aceste neasemuite date și obiceiuri vor rămâne ca un semn la ceea ce am fost. Vom urmări în întâiere piesele Jienii, Ursul, Capra și Căluțul. Pune sufletele mai mici, dar la când am nevoie. Dar stau și-o la rândul nostru, nu m-am să pierdut ușurile.
poezie nu vorbi vorbe viclene, pentru vorba ce mi-ai dat tu pe lobe fi legat. Pentru asta e faptă rea, la altul se vor lega. Săriți voi turci în armat pe jean de mi-l legat. Pe jean? Nu sunt față până framă să mă dau legat de teamă. Sunt ai Dumnezeu fricat cu 10 căpăi în față. Doamne, mă apropiați cu uși, păi, că vezi să aibă da la când cărgen ei, fratele vezi și dau viața pentru ei. Pe jean legat de lume din pușca și tientă. Fraților, puterea e mare și nu-i rost de scăpare. Mai bine mă dau legat că sunt cu moarte amenințat. O, slavie, să vă arăți cumva mea, să ne oare nefurt aminte războaia și era cum să-mi trebuie poți, dai capul să-i buzi. Pe tanierul i-a dai de capul, deja. Pe tanierul i-a capul la pământ. Fraților, pentru vorba ce mi-a dat, la inima sunt plăcărat. Ai venit a plânge, te cântăm un cântec. Apoi tu, ce credincioși, apoi cu mărtugheza, pe jean de la teca, pe jean de la teca, nu te frică ca scăpa, și tu ce va intra, trecea ta va costa moartea și ea va mistera. Nu te-ai trista, frățioară, că pe depărtare se auge o fluiera în urmă, doamna Jeanoare. Eu sunt doamna Rujean, ce trăiesc în Chien și Amar. O, scumpul meu puișor, de când ești ca un scutor, era ei puteam găsi de-n lanțuri legat și chinuit, dar ea funga asta cu scoată la-i trăi superior și vezi ca atât. Lasă-mi sunt de mă scoate, mă au pe ori de moarte, facă mâna trăpitoare, scoate-o pungă cu parale, vezi și capitala mare să mă scoate din scoare. Eu spune că mi-a dat ce spune Jeanoare, o pungă cu parale. Bă, nu mă zic la sute legate când de mă împinde din pădurea verde. În urme tot și în urme se te șai, la 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 la. Hei! Urme tot și în urme se te sepe, frunza codru verde, șai la la la. Thank you.
Thank you.
Organizatorii acestui festival sunt Centrul de Creație Suceava, Căminul Cultural Volovăț și Primăria Volovăț. Avem plăcerea de a avea în mijlocul nostru personalități marcante care slujesc actul de cultură din județul nostru. Din partea Centrului de Creație participă doamna Rodica Dominte și din partea Școlii de Artă Populară domnul Constantin Gheorghe Marin. Urez Volovățul 1996. Declar deschisă prima ediție a Folclorului. Dragi oameni buni, am să încerc să mă adresez dumneavoastră fără niciun intermediu, nici măcar microfon. Pentru că știu eu din proprie experiență că o voce de la suflet la suflet ajunge acolo unde trebuie, fără amplificări. Așadar, Centrul Județean al Creației Populare, care din 90 încoace a devenit ceea ce ar fi trebuit să fie de mult, adică un nucleu, un magnet, care să adune în jurul lui pe toți cei care creează, redau și păstrează tradiție românească prin folclor, port, cânte, îmbrăcare de casă și absolut tot ce este românesc, credință și așa mai departe. Așadar, acest Centru Județean al Creației vă mulțumește dumneavoastră tuturor că sunteți aici la această primă ediție a Comorilor de Suflet Românesc, mulțumește Primăriei Comunei Volovăț și nu în ultimul rând domnului director al Căminului Cultural și a tuturor invitaților domniei sale, directori ai Căminurilor Culturale din împrejurii, care în anul acesta s-au aflat sau se vor afla la ediții ceva mai înaintate al acestui festival, acestei sărbări bucovinene a sufletului nostru. Încă o dată, mulțumesc organizatorilor dumneavoastră, dumneavoastră în primul rând, pentru că furnizorii de aer curat ai sufletului folclorului românesc se află aici, în fața noastră. Că cei care îi dau viață în spectacol sunt mai bătrâni sau mai tineri decât noi. Nici nu. Vă mulțumesc. Îi mulțumim, doamne, sufletul Comorilor folclorice din județul Suceava. Organizatorii festivalului doresc să deschidă această manifestare prin a mulțumi acelora care de-a lungul timpului au slujit activitatea culturală din Comuna Volovăț. Invităm în scenă pentru a primi meritatele diplome de onoare pe domnul Pintiliu Vasile.
din Bilca, înființată în anul 1968.
fata-i liganat, că și fata-i liganat. Thank you.
Să fiți sănătoși în primul rând și să ne întâlnim totdeauna cu frunte deschisă, să ne întâlnim totdeauna bine dispuși și să avem plăcere când ne întâlnim, nu să întoarci în cap. Și nu uitați, respectul încă o dată, pentru că ăsta contează foarte mult. Deci eu vă doresc acum petrecere frumoasă în continuare și încă o dată felicitări. Thank you.
Iată că a ajuns și clipa când sărbătorim rezultatul muncii noastre în cei 11 ani de școală împreună cu grădinița. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că vă doresc multă sănătate, să aplicați în practică toate învățămintele noastre, să faceți cinste statului, comunii, școlii și vreau din toată inima să vă realizați în viață. Mă trebuie ce am spus, să vă realizați. Atât. La început, eram cine știitor, dar o zână bună le-a luat de mână și le-a purtat în țara literelor și a citelor, apoi cea cărță. Acele zâne bune vrem să mulțumim. Pentru unii din elevii școlii acestea, sunteți ca niște măsăritare prețioase, înșirați de stilul vieții noastre, până în tipa de acum, iar noi vă mulțumim. Școala aceasta a fost primul continent, pentru că mai înaltă două pe care le-am stăvăzit în lux și în lat, am sortit cu nesat învățăturile lui, am aflat curiozitățile lui, rostul nostru viață. După aceea am traversat țări și orașe, am văzut munți și apele lor, am cunoscut lumea plantelor și animalelor, istoria strămoșilor noștri. Am învățat să ne prețuim limba ca pe o comoară, am aflat chiar despre atom, am traversat lumea figurilor geometrice, am învățat scrierea și vorbirea corectă a cuvintelor, chiar și alte limbi. Dorim să aducem un buchet de mulțumiri, încălzit în stimă, tuturor acelor care au fost ghizii noștri în aceste luni, acelor care au fost ca niște stele care ne-au luminat mințile. Multe mulțumiri și respect, însoțite de cele mai gingașe gânduri și sentimente, dorim să aducem în special acelei care ne-a învățat să fim ca o familie în această școală, a sădit în inimile noastre învățături de preț, adică cinstea, dreptatea, prețuirea tuturor oamenilor, indiferent de stare și vârstă. Vă mulțumim tuturor că ați venit să ne luăm cu toții rămas buni. Trăiește lumea femeie de servicii la școală. Să-i anălătiți măcar pasarul.
Да, мы тебе сюда. Ну, что там тебе? Ну, ты же не помнишь, реально.